Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit, vă spunem din nou la Actual Regional. Ne vedem pe TVR Timișoara, suntem live pe pagina de Facebook TVR Timișoara, așa cum bine știți deja, așteptăm să ne urmăriți și acolo. Mai cu seamă, dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, așteptăm să ne scrieți în timpul live-ului, pentru că avem două subiecte astăzi în emisiune. Unul cât se poate de special, cu un invitat cât se poate de special, pentru că mâine are loc la Timișoara, la Universitatea de Vest din Timișoara, lansarea cărții Bunicul meu, Regele Mihai, urmată mai apoi de o proiecție a filmului Regele Mihai, Drumul către casă. Iar invitatul nostru din această primă parte a ediției Actual Regional este nepotul regelui Mihai, Nicolae al României, pe care ne bucurăm să-l avem aici în această seară. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine m-am găsit! Vreau să povestim despre motivul vizitei dumneavoastră în Timișoara, unul cât se poate de drag și de apropiat sufletul dumneavoastră. Veniți deja după un periplu prin țară în care încercați să vorbiți cât mai mult, să faceți cât mai cunoscută ideea de monarhie, ideea de istorie până la urmă a României, o bucată care e încă poate foarte mult, din păcate, neclară în mintea oamenilor. Și aș vrea să povestim despre această carte care va fi lansată mâine și la Timișoara, o carte care a început, înțeleg, cu niște imagini importante și noi și pentru dumneavoastră. De unde a pornit totul? A început cu căsătoria mea, de fapt, în 2018. Am primit un cadou deosebit. Mai multe fotografii semnate de Regina Maria și pe lângă fotografiile am primit și un album. Un album cu poze pe care nu l-am văzut în spațiu public până atunci. Mi-a spus o păcat să nu le public, să nu le arat românilor cine a fost bunicul meu, dar mai degrabă regele nostru. Și m-am gândit că cel mai frumos cadou ar fi un album mai extensiv, cu mai multe poze despre regele Mihai, începând cu albumul cadou, să zic așa. Și așa a pornit acest proiect, acest album. Am început să caut prin arhivele și produsul final prezint mâine. Produsul final se va vedea mâine la Timișoara. A fost văzut deja, pentru că spuneam, nu? Veniți din alte orașe în care l-ați prezentat. Da. Cartea, albumul e deja disponibil, iar din ce am cercetat până în momentul de față, stârnește reacții cât se poate de bune. Cei care l-au cumpărat deja, cei care îl caută, sunt impresionați de ce găsesc acolo. Și cred că a fost un periplu important și pentru dumneavoastră să parcurgeți toate aceste amintiri, să treceți prin toate aceste fotografii pe care spuneați, nu le-ați mai văzut, la fel de important ca acela de a face public totul și de a discuta cu oamenii despre aceste lucruri. A fost așa ca un bildungsroman la un moment dat? Într-adevăr. Este un moment să povestesc prin poze despre viața unui om care cred că la fiecare etapă din viața lui a fost provocat cumva, ori de viață sau problemele mondiale din perioada respectivă. Vedem un om adolescent fericit, poate pe bicicletă, la plajă, dar în același timp vedem un om de stat, un rege, care a avut întâlniri de mare importanță cu poate Hitler și alții. Până la urmă, a fost un om care ne-a reprezentat cu mândrie, demnitate și trebuie să povestim despre ce au făcut anumiți români, nu numai în ziua de astăzi, dar și din trecut. Vedem și imagini cu Regina Maria și Regina Maria este o personalitate foarte iubită de român. Care sunt reacțiile pe care le au oamenii când prezentați acest album, când discutați despre istoria regalității în școli, pentru că faceți și acest lucru, o să intrăm și acolo în detalii. Ce vă întreabă?
ce își doresc să știe? Cine a fost, de fapt, în privat? Cine a fost acest om în privat? A fost un om bucuros, mai trist, un om cu glume, un om care a fost un iubitor de animale? Cine a fost acest om? Fiindcă prin poze și poate ce am văzut la televizor, a fost un om într-un cadru oficial întotdeauna, dar în spate, în privat, a fost un om așa de modest, glumeț, iubitor de animale, de familie, de copii, de natură, un om care a avut și pasiuni de mecanică, inginerie, se poate, pasionat de pilotaj, nu numai mașini, dar și avioane, dar un om cu care ai putut să stai de vorbă despre foarte multe teme, dar mai ales de tot ce a fost inginerie. Un om care îi spuneați în familie papa? Apapa. Apapa pentru noi nepoți, pentru bunicul, papa pentru fiicele și bunica mea zicea Michael sau Mihai. Cine a fost, de fapt, regele Mihai pentru dumneavoastră și când a devenit bunicul regele Mihai? Pentru mine a fost un om deosebit, un om care a iubit România atât de mult și într-un fel nu înțeleg de ce, într-un fel înțeleg foarte bine de ce. Prin el am descoperit această țară, nu fiindcă a fost regele Mihai, dar de fapt prin povești, așa de cald, așa de frumos, pozitiv, a vorbit despre român, peisajul, tradiții, cultură, arhitectură, fel de în care au trăit român pe vremuri. Bunica mea a zis la un moment dat, am făcut cunoștință cu românii înainte să fac primul pas pe pământul românesc. Eu n-am înțeles acest lucru. Dar n-am înțeles acest lucru până am început să descoper România cu adevărat. Adică după 2012, când m-am mutat aici și am început să învăț limba română cu adevărat. O decizie pe care spuneați în mai multe interviuri, ați luat-o foarte cumpătat, ați analizat foarte bine. Da. Am remarcat un lucru pe care l-ați spus, că uneori parcă vă era și greu să înțelegeți de ce atât de mult iubea regele Mihai România. Pentru că dacă stăm să ne gândim la tristețea profundă pe care poate nu neapărat România, ci sistemul exact, la un moment dat i-a provocat-o, pentru un nepot, mă gândesc că e un motiv de un moment în care te întrebi de ce? De ce mai iubești această țară care îl face să sufere atât de mult pe bunicul meu? Ați avut acest moment? Eu am analizat lucruri din exterior. Deci întotdeauna e mai ușor așa. Când analizez și iei în considerare cu exilul, al doilea război mondial, cum a fost Mareșalul Antonescu față de regele Mihai, nu a fost întotdeauna corect, exilul și după exil, atâte minciuni despre bunicul meu că a plecat cu vagoane de aur, de exemplu, când România n-a avut vagoane de aur pentru că a fost în Rusia. Și, din nou, după 89 a fost alungat în țară încă de 4 ori. Și încă bunicul meu a vrut să facă ceva frumos, pozitiv pentru această țară. A lucrat pentru România să intre în Europa. Meritul lui, nu chiar 100%, dar o mare parte este ce suntem astăzi. Suntem în alianță NATO. Bunicul meu a făcut acest lucru pentru țara noastră. Ne bucurăm în ziua de astăzi pentru acest lucru. Și îl luăm ca pe un drept de-a gata, bine meritat. Da. Nu ne mai gândim foarte mult la oamenii care au fost în spate, la cei care au pus poate
prima piatră de temelie. Și apropo de piatra de temelie, chiar acum vedem imagini, spuneam, cu regele Mihai la târnosirea Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Apropo de Timișoara, un loc drag regelui Mihai, în care s-a întors de câte ori a putut să facă acest lucru. Când ați aflat prima dată de existența acestui oraș și ce vi s-a spus? Cine v-a spus despre Timișoara? La începutul anilor 2000, când familia, bunica mea, a primit înapoi Severșinu și aici ori a fost un popas spre Budapesta sau chiar am zburat din Timișoara, în funcție de unde trebuia să ajungem în Anglia. Da, am început să descoper Timișoara abia atunci și am venit de mai multe ori. Am fost aici acum o lună, cred, pentru Brâncuș. Ați văzut expoziția Brâncuș, da? Da. Cum vedeți acum Timișoara? Prin ochii adultului de astăzi, prin ochii omului care are proiecte în educație, care își dorește să discute despre ideea de regalitate, de monarhie, în contextul lui 2023, evident, și un om care își dorește să restaureze această parte de istorie pe care încă foarte mulți nu o cunosc, alții, la fel de mulți, o ignoră. N-aș zice așa că aș dori să restaurez poate această bucată din istorie, dar trebuie să fie măcar să fie cunoscut. Nu fac propagandă pentru asta să se întâmplă. Este o coincidență că fac parte din această familie și încerc să deschid acest capitol. Ce va întâmpla în viitor, vom vedea. Dar cred că această formă de guvernare, de conducere, ar fi benefică în orice caz pentru România. Avem o dovadă că a fost așa în trecut. Dar acum, cu Timișoara, este un oraș deosebit, plin de istorie, nu numai istorie recentă, este legat, bineînțeles, de bunica mea, de regalitate. Dar cred că ar trebui să aibă un rol mult mai semnificativ între România și Occidentul. Mai mult decât ce este. Dar văd că, de fapt, se dezvoltă în direcția aceasta. Mă bucur că vin pentru câteva zile acum să povestesc elevilor și cetățenilor despre această perioadă. Sper că pot să motivez sau inspir unii să citesc mai mult și să descoperă mai mult despre această perioadă. Apropo de nevoia de a ști mai mult despre noi până la urmă, despre trecutul nostru, pentru a ști poate mai bine să ne canalizăm înspre viitor, primele întâlniri pe care le-ați avut cu oamenii, cu tinerii, în proiectele pe care le desfășurați, ce gust v-au lăsat când vine vorba de cât și cum cunoaștem din istoria acestei țări? Deci proiectul Istoria Regalității în școli, care aparține, este desfășurat de Asociația Principală Nicolae. A început în același an, în 2019, la sfârșitul anului, în același timp cu înființarea ONG-ului meu, când am fost invitat de o școală din București să vorbesc despre 10 mai. Am plecat acolo puțin trist, surprins, faptul că elevii nu au avut foarte multă cunoștință despre această perioadă. Mai ales că această perioadă din istoria modernă a României a fost perioada de aur, putem să zicem, mai ales în anii 30. Și de acolo am văzut o oportunitate, dar am considerat că este responsabilitatea mea să încerc să schimb câte puțin despre acest lucru. Adică am decis că ar trebui cineva să facă primul pas să deschidă acest capitol. Deci acum, de atunci... Ce v-a întristat atunci cel mai tare din ce ați aflat? Că elevii nu prea au avut cunoștință despre această perioadă. Și asta este regulă aproape peste tot unde merg. De atunci este opțional acest subiect.
în școală, care este un pas. Este un pas, dar mai trebuie să fie lucrat, mai trebuie să fie schimbat acest lucru, să facă parte 100% din din istorie, din învățământ. Adică învățăm în mod obligatoriu despre glad și menumorut, exact, de exemplu, exact. Dar nu învățăm în mod obligatoriu despre perioada domniei regelui Mihai și despre ce a însemnat până la urmă, despre ce a lăsat în urmă, și sunt multe exact. Lucruri exact. Datorie, datorită cărora suntem unde suntem acum. Datorie monarhiei și fiecare rege și regine, România are forma actuală de astăzi, fiindcă unii au făcut demersuri, au luptat, l-au pus în viață, în pericol viața lor, până la urmă. Uh-huh. Dar cine știe asta? Cine știe că al doilea război mondial s-a încheiat cu aproximativ 6 luni mai repede decât poate ar fi încheiat? Adică milioane de vieți. Regele Mihai. Cine știe asta? Același rege care a plecat din țară ca oameni. Să cruțe niște vieți la un moment dat și apoi a fost acuzat că a renunțat prea ușor. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le reînvățăm. E un subiect dificil, credeți, pentru societatea românească așa cum depinde e ea în momentul de față? Depinde de tema. Adică cu arestarea mareșalului Antonescu, cu siguranță putem să dezbatem dacă a fost o decizie bună, corectă sau nu. Uh-huh. Sunt de acord. Dar ce a făcut poate Regina Maria? Asta e clar că a fost ceva deosebit pentru această țară. Ce a făcut regele Carol I? România s-a schimbat radical în 48 de ani. Infrastructură, armată, nivel de trai. Totul s-a schimbat foarte repede. Aceste lecții de istorie pe care le predați, de fapt, în școală? Predarea, n-aș zice predare, fiindcă țin minte când am fost și eu la școală și cineva a venit și a vorbit. A vorbit într-una, fără pauză și... V-ați hotărât să nu fiți teoretician pur, exact. Și să este duceți un puțină practică. Am două reguli. Prima regulă este pentru elev să facă o mică prezentare despre această perioadă. Indiferent dacă este despre toată perioada sau pur și simplu poate Carol I sau numai regele Mihai, este în regulă. Și a doua regulă este un dialog. Aștept la elev întrebări. Dar nu numai despre istorie. Pentru că istorie formează astăzi, deci vorbim despre ce este astăzi, ce este important pentru elev astăzi și astăzi formează viitorul. Dar orice răspuns este legat de o personalitate din monarhie, din familie regală, din casă regală. În ziua astăzi avem nevoie de un reper. Societate n-are. Avem nevoie de un exemplu de urmat. Nu prea avem în societate. Valor nici nu mai zic. Din păcate, asta este realitate. Dar prin anumiți oameni, anumite personalități din casă regală, din familie regală, putem să readucem în societate valori. Îi simțiți debusolați pe tineri? Simțiți că resim și ei această lipsă de valori? Și putem să ne gândim, dacă vreți, și la sondajele de opinie, la cum stau românii cu încrederea în instituțiile statului, în oamenii politici. Chiar unul recent discuta acum despre faptul că românii cumva au mai mare încredere în biserică și în armată și foarte puțin în clasa politică. Și mai e un fenomen când vine vorba de tineri. Sunt foarte mulți care spun că nu sunt interesați de ce se întâmplă în plan politic, de ce se întâmplă la nivelul acesta de organizare. Valorile începe de acasă. Nu neapărat de la politicieni, nu neapărat de la fețele bisericești. Începe de acasă. Dar acei părinți trebuie să cunoască și ei istoria pentru a putea mai departe Dar să... Tineretul de astăzi vor fi părinți la un moment dat, probabil. Sau nu neapărat părinți. Vor fi cetățeni activi în societate. Ca oameni de face, poate ca o față cunoscută cumva. Oameni publici poate vor fi cetățeni simpli.
Nu contează. Ideea este să renaștem acest sens de responsabilitate, solidaritate, unitate, respect, să avem grijă tot, avem grijă tot ce este în jurul nostru, indiferent ce este. Când a devenit România pentru dumneavoastră un proiect? Pentru că spuneați mai devreme, spuneați în mai multe interviuri, ați gândit foarte mult dacă să veniți sau nu în România. Aveați deja o viață în străinătate, cu siguranță prieteni, anturaj, familie, studii acolo. Când a devenit proiect pentru dumneavoastră țara aceasta? Încet, încet, cred, dar în același timp mi se pare încet, încet, a devenit foarte repede. Din 2012, când m-am mutat aici, am început să învăț foarte mult despre România. Ok, am avut o cunoștință înainte, dar nu la un nivel profund. Limba română am început să învăț din 2012 și eu încă învăț. E complicată limba română? E grea? Nu e ușoară. Nu e ușoară, să spunem. Nu e ușoară. Și cu cât am învățat, cu cât am văzut, cu câți oameni am întâlnit, văd speranța acolo. Și cu speranța asta sunt motivat să încerc să inspir, să încerc să motivez pe oameni. Dar v-ați gândit vreodată că e o responsabilitate prea mare? Pentru că la un moment dat aveați 21 pic de ani când... 27 ani când m-am mutat aici. Când v-ați mutat aici și începuse să fiți o persoană publică, o persoană vizibilă pentru presă. Era și un trend foarte bun atunci vis-a-vis de interes al românilor în ceea ce privește monarhia, așa că și casa regală și tot ce ține de casa regală. Ați simțit la un moment dat că e apăsător rolul pe care vi l-ați asumat? Sau l-ați simțit pentru așa? Asta a durat 2 ani de zile să înțeleg mai bine dacă rolul sau o viață publică este potrivită pentru mine. A durat 2 ani de zile și prin acești 2 ani a fost discuții cu familie, discuții cu consilierii. Am fost, să zic așa, pe teren. Am văzut, am ascultat, am încercat să înțeleg. Dar când ai o țară ca România care are absolut tot, absolut tot, e greu de să zici nu. Ați fost educat de mic în spiritul acesta, apropo de discuțiile din familie, pentru că nu putem decât să ne imaginăm cam cum arată lucrurile într-o familie regală față de una obișnuită. Sunt educați altfel copiii în ideea aceasta de, de a se pregăti pentru țară? În primul rând am avut o copilărie, o educație foarte normală. Ok, poate foarte diferită față de România, dar în Anglia am fost Nicolae, coleg de bancă, un om de rând, cu o singură excepție. Bunica mea a fost rege aici, șeful statului. Bineînțeles, asta te influențează până la anumit punct. Sunt curioasă, le spuneați, povestească cu colegii de școală la vârsta, nu știu, la vârsta gimnaziului, de exemplu, când se leagă tot felul de prietenii, le spuneați, bunicul meu e rege, aveau vreo, nu le-a spus niciodată acest lucru? Au aflat, dar bineînțeles, la moment, dar au aflat. Și se schimba atitudinea? Nu. Dar curiozități, mă gândesc că au existat, vă întrebau de la, nu știu, ce mâncați la mai cină târziu, până da. La ce mai a făcut târziu. Regele. Mai târziu, da, dar la început, când eram mai mari, da, dar la început nu. La facultate, unii au avut o părere despre România, o părere greșită. Unii puneau întrebări că chiar aveți mașini în România? Dar asta a fost din presă. Presă povesteau într-un fel, prezentau România într-un fel care a fost așa de departe de adevărul. Dar atunci am invitat foarte mulți prieteni în România și am călătorit în țară, l-am arătat cultură, portul tradițional, peisajul,
castele, slujbe, biserici. Ați fost un ambasador încă de pe atunci. V-au deranjat acele comentarii? Ați discutat în familie? Veneați de la facultate, în cazul acela, mâhnit cumva de ceea ce vi se spunea acolo și discutați în familie acest lucru? Nu discutam în familie neapărat, dar da, m-a deranjat, pentru că într-un fel sau altul a fost casa mea, dar acolo sunt și erau rădăcinile mele. Și foarte repede am sărit și l-am corectat. Dar de atunci părerea lor s-a schimbat 180 de grade. Și mă gândesc că au fost oameni care, pe care i-ați invitat în vizită în România, le-ați arătat ce are frumos România, au dus vestea mai departe. Onchi este așa, oameni vin aici, prieteni, cunoștințe și este ceva extraordinar pentru ei. Nu s-au imaginat că România este cum este, de la peisaj, la biserici, la oameni, la mâncare și așa mai departe. Cum arată traseul dumneavoastră acum prin tot ce înseamnă România, prin tot ce înseamnă aceste proiecte pe care le faceți și în educație și nu numai? Cred că ultima dată când ne-am întâlnit prin intermediul Sky discutam despre problema autismului, unde iarăși sunteți... Sau a fost Via Transilvanica, sau Via Transilvanica și voluntariat. Cum arată programul dumneavoastră când vine vorba despre a fi ambasador al României? Stați la telefon, vorbiți cu oamenii, programați evenimente, vă caută oamenii, poate? Da, în funcție de sezon, de perioadă, dar mă implic cât pot, unde pot, cu proiectele mele, cu ONG-ul meu, sunt implicat 100%, bineînțeles, o conduc, asociația mea, dar cu Via Transilvanica, de exemplu, săptămâna trecută l-am întâlnit pe Alinu Șeriu, de exemplu. Am vorbit despre cum este în momentul de față, cu întreținere și nu numai. Dar atunci când proiectul a fost la începutul drumului, am fost implicat aproape din prima zi, cu vopsitul. Și v-am văzut cărând, da. Borne, făcând tot ce... Au fost mirați oamenii să vadă acest comportament? Unii am fost prin Mehedin și omul nostru local care n-a ajutat și n-a arătat traseile, a zis, păi vine principe și o să facă două poze și plecăm la prânz, gata. Dar n-a fost așa. Am lucrat toată ziua, am pus mâna la treabă, la muncă și așa trebuie. Apropo de imagini pe care ni le creionăm, poate greșit uneori în minte, care vi se pare că este cea mai greșită imagine pe care o avem când vine vorba de Casa Regală a României, dar în general de case regale? Avem un anumit film, am putea spune, pe care îl tot rulăm. Poate că nu suntem oameni înainte de orice. Adică vedem cu principele William și, și soția lui sau principele Harry, la fel, sunt destul de modești, sunt implicați. Îmbrăcăminte nu este ceva poate extraordinar, dar bineînțeles, depinde de eveniment, de ceremonie. Dar trebuie să, bineînțeles, te îmbraci gata pentru evenimentul. Dacă sunt cu copii, nu neapărat port o cravată. Mă îmbrac puțin mai relaxat. Dacă este un dineu, de exemplu, mă îmbrac poate cu smoking, cu black tie, cum trebuie. Deci, în funcție de asta, dar în primul rând, toată lumea, într-o familie regală, sunt oameni înainte de tot. Poate... Am avut anumită perspectivă, o părere, poate, despre Regina Elizabeta a Mării Britaniei. Pe care ați cunoscut-o. Am cunoscut-o când aveam 17 ani. Și pe care ați fost emoționat să o cunoașteți. Da. Am remarcat, spuneați asta într-un interviu și vă mărturisesc că primul lucru la care m-am gândit a fost de ce să fie emoționat, pentru că e un om care vine dintr-o altă familie regală, foarte apropiată de altfel de casa regală a Marii Britanii. Cea mai cunoscută persoană din toată lumea, de pe planetă. Care știe cumva protocolul, știe ce urmează și cu toate astea v-a produs o emoție puternică. De ce? Da.
persoană istorică, o persoană care a condus o instituție așa de bine, pentru atunci, vreo 50 de ani deja, cred, dar cea mai cunoscută persoană din lume și fiindcă am copilărit în Anglia, toată lumea știa de regină. Uh-huh. Și atunci, când am ajuns în fața ei, m-am blocat. Emoții. Cred că ceva normal. Dar încet, încet am realizat, de fapt, un om normal, modest, a fost într-un fel, un prânz într-un fel cu bunica, uh-huh. cu bunica mea, să zic așa, așa de relaxat a fost. Mi-a zis cu un protocol în jur, dar discuție, comportament și așa, a fost una de un om modest. Și cred că uitam asta. Da, și pensez, depinde de comportamentul fiecare, uh-huh. dar uh-huh. înainte de tot trebuie să, și suntem oameni. E suficient de vizibilă latura aceasta, vi se pare, în momentul de față? Cred că cu generația mea, da. Generația, sau și chiar cu regele Charles, acum. Uh-huh. Ok. Are funcție de rege, are ceremonie, se îmbracă într-un fel, poate coroană din când în când, dar uite cum vin, când vin în România. Nu e tot pomp. Nu există această infrastructură în jurul pentru lui. Oamenii de la Viscri foarte multă vreme și probabil și acum nici măcar nu-l văd ca pe regele da, care vine da. În vizită, ci ca pe vecinul lor care exact, a fost exact, de foarte multe exact. Ori acolo. Ok, poate un costum pentru că asta e stilul lui și, dar nu, îl vedem printre găini acolo cu mâncare la plimbare pe dealuri, adică ca un om normal, câte nu fără astfel, un antrenaj foarte mare. Câte astfel de scene normale, apropo de nevoia de a avea această istorie a regalității, de a ne reaminti, de fapt, sau de a învăța unii dintre noi ce a fost, de fapt, câte astfel de scene normale lipsesc de sub ochii noștri sau n-au fost poate povestite suficient? Poate nu sunt povestite pe plan public. Așa, dar să luăm Regina Maria. Pentru mine, ea a creat definiție de a fi regal. Când a fost un moment oficial, atunci cu tot protocol și așa mai departe. Dar vedem poze cu ea făcând horă. Mm-hmm. Într-un sat, îmbrăcat în fotul tradițional sau la bran, când se ducea la piață, cumpăra flori și legume și nu numai acolo. Lucruri normale, fără protocol, fără anturajul. Mm-hmm. Bunicul meu la fel, când el a fost rege sau chiar principele moștenitor. Nu neapărat a avut un anturaj în jurul lui. Se plimba pe stradă, a avut cățelul lui cu el, dar regalitate și familie regale erau mult mai modești față de ce a fost în Marea Britanie. Deci nu putem să facem o comparație 100%. Noi eram mult mai modești și coroana și cei care reprezintă coroana trebuie să reflecte societatea. Dar la fiecare nivel, de la șef de stat și sus acolo, până la oameni simpli, omul simplu. Ați atins un punct foarte sensibil. Cum mai putem discuta acum despre modestie ca fiind o valoare, când ceea ce li se relevă, din păcate, tinerilor de la vârste cât mai fragile, e tocmai contrariul. Când vedem șef de sasă, nici măcar simpli oameni politici, simpli primari, care trăiesc în huzur, care vorbesc despre o bogăție exagerată și nu mai vorbesc, o afișează de foarte multe ori, cum putem pune în locul așa ceva, ideea de valoare, ideea de cumpătare, ideea de credință, ideea de tot ce înseamnă până la urmă verticalitate și morală. Am văzut o parte din interviu cu domnul prim-ministru și Dana Bideanu mai acum câteva zile și mi-a plăcut că prim-ministru a explicat că el ia decizii indiferent dacă este o decizie care o să revină împotriva lui. Și este prima dată când am auzit un șef de guvern
spunând acest lucru. Și trebuie să revenim la acest lucru. E un exemplu aici, că trebuie să luăm o decizie pentru cei care servim. Fie că asta scade omul politic în sondaje, orba, sau îl va costa niște voturi, pentru că, deci, din păcate, politică, acesta este politică modul trebuie să fie pus la o parte. Și exact cum a zis Roger Carlentei când a venit. Nimic pentru mine, totul pentru țară. Adică decizia a trebuit să fie pentru poporul. Regele Ferdinand a fost scos din familia Hohenzollern fiindcă a luat o decizie pentru România împotriva Germania, neamului. Despre ce vorbim aici? Cum vi se pare viața politică? Vi se pare un loc în care ați putea conviețui într-un fel sau vă vedeți în zona asta într-o modalitate? Nu știu. Dar fiindcă avem nevoie de repere, de valori, și de foarte multe ori li s-a reproșat oamenilor care promovează acest lucru că nu se implică suficient, că nu merg până la capăt. Aici ați putea merge până la capăt? Vă vedeți activ poate în zona aceasta? Știm cu toții, acest domeniu este unul complex, complicat, mai ales în România, dar nu numai. Dar nu cred că un om trebuie să intre în politică să facă o schimbare în comunitatea lui. Mm-hmm. Aici trebuie să lucrăm. Trebuie să fiecare dintre noi... O putem face fiecare dintre noi în... Câte puțin. În locul în care viețuim. Exact. Sunt foarte multe exemple prin țară în care primarul a făcut ceva frumos pentru orașul. Snaie, de exemplu. Cluj acum. Timișoara. Oradea. Arad. Și nu numai. Sunt doar câteva exemple în care primarul, care, mă rog, la Sinaia, știu foarte mai bine că acolo primarul este din Sinaia și e clar ce a făcut în ultimii 15-20 de ani când el a avut această funcție și s-a schimbat foarte mult. Încotro vi se pare că merge România în momentul de față? Depinde la ce domeniu ne uităm. Așa, per Dacă general. Dacă ne uităm la domeniul privat, indiferent ce este, merge foarte bine. Cred că domeniul respectiv ne ține în picioare. Sunt anumite orașe în care trage România într-o direcție mai bună. Cluj, cred că este cel mai bun exemplu în momentul de față. Cum s-a dezvoltat, a pus mai degrabă pe primul loc cetățeanul. Este respect, se vede pentru cetățeanul, se vede din infrastructură acolo. Și se vede și la Timișoara până la anumit punct. Deci, mai ales în Ardeal, lucrul se merge într-o direcție mai bună. Dar nu vreau să generalizez, pentru că și sunt în alte părți, în Oltenia și Dobrogea și nu numai Moldova, care lucrul se mișcă și se dezvoltă într-o direcție mai bună. Bineînțeles, tot timpul ne uităm la ce este negativ, care este mult mai ușor. E mult mai greu să găsim ceva pozitiv din fiecare. Dacă ne uităm la România în Europa în momentul de față, cum arată? Eu cred că stăm destul de ok. Destul de ok, mai bine față de alte țări. Nu știu dacă este pentru că suntem o țară creștină sau nu. Avem un domeniu privat foarte, foarte puternic față de poate alte țări, dar țara este în plin de dezvoltare. Alte țări au atins poate vârful și n-au unde să mai duce. Noi suntem în plin de dezvoltare, care mi se pare un atu pentru noi acum. Vă gândiți des atunci când trebuie să luați o decizie, atunci când vreți să vă formați o părere despre ceva, vă gândiți des la discuțiile pe care le aveați cu regele Mihai, cu bunicul dumneavoastră? Depinde de tema. Din când în când nu trebuie. Din când în când trebuie să mă gândesc mai mult și să cer un sfat aici acolo.
Avem o fotografie, nu știu dacă o găsesc colegii mei acum, e momentul în care ați venit în România alături de regele Mihai, fotografia aceea la balcon, în care vă uitați într-o așa manieră la bunicul dumneavoastră, cum sunt convinsă că și-ar dori orice bunic să-și vadă nepotul privindu-l. Care este cea mai importantă amintire pe care o aveți cu bunicul dumneavoastră? Importantă. Cu bunicul, nu cu regele Mihai, cu bunicul. Sunt, bineînțeles, anumite povești mai personale pe care le țin pentru mine și sunt alte pe care le-am povestit deja în public și nu vreau să le povestesc acum, le țin pentru mâine seara, mâine după miază, când lansez carte și cu documentarul. El a fost un om, indiferent ce s-a întâmplat în viața lui, și a fost provocat. A avut absolut tot luat de la el. Și întotdeauna a mers mai departe, cu capul în sus, cu demnitate, și n-a uitat niciodată de unde provenea. Gândul lui întotdeauna a fost la român, la România, și știm foarte bine de câte ori a vorbit la Europa Liberă. El a încercat întotdeauna să facă, să ia cea mai bună decizie. Nu pentru el, dar pentru cetățean de lume, pentru un popor. Și mă gândesc la asta foarte, foarte des. Și din când în când este cea mai grea decizie, să ia decizie în care tu nu ești inclus, să zic așa. Decizie este pentru altcineva sau alți oameni. Și el a încercat să facă întotdeauna. Indiferent cum a fost tratat. Cum am zis, România nu neapărat, sau conducătorii țării, nu neapărat, au tratat pe bunicul meu corect, dar niciodată a revenit și a vorbit într-un sens negativ despre ei, dar a continuat cu capul în sus, cu demnitate, și am ajuns în Europa, am ajuns în NATO și misiunea lui a fost întotdeauna la fel. O misiune care ar trebui să meargă mai departe prin fiecare dintre noi, fiecare dintre noi să putem înțelege de fapt ce înseamnă și ce poate însemna această țară, așa cum spuneați, nu doar pentru noi, ci și pentru cei care urmează să vină, pentru că bine spunea regele Mihai I, e o țară luată cu împrumut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. O lansare de carte cât se poate de reușită să aveți mâine și poate reușim să ne mai vedem și să povestim despre bilanțul proiectelor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație!